Uite, părinea ce burtă mare are. Nu? Păi da. Mare, de aici te notă bunăstarea. Da. De aici, de la burtă. Întâi mă uit la burtă și după aia mă uit la om. Da. Nu mă uit așa alandala. Dar cine ești să faci mie poze? Cum? Cine ești plătă să faci mie poze? Dar ce, trebuie să fiu cineva să-ți fac poze? Păi dar vrei să-ți fac și eu? Să-ți fac și eu. Nu, n-ai voie. Da, dumneata ești la serviciu acum și n-ai voie să stai să faci poze. Nu ești plătit să faci mie poze. N-ai voie. Păi da. Da. Fac și eu poze la lumea asta frumoasă, civilizată. Uite, tatăl meu și vine căldurică. Da, cine sunteți dumneavoastră? Ca să mă ajutați. Numele Bogdan Teodor. Da, și ce? Ca ce funcție ce? Cu ce faci, spuneți-mi. Păi da, nu știu ce funcție aveți. Păi mă numesc, eu mă numesc Nițu Robert Gabriel, dar deși dumneavoastră v-ați prezentat, n-aveți un ecuson să deduc cum vă numiți și ce funcție aveți. Așa și eu vă spun că mă numesc Ion Vasile. Da? Fost, Păi dar nu trebuie vreo că eu nu lucrez la asta. N-ai înțeles, mă ta nu vezi și eu nu lucrez la asta. Păi ca să faceți mie și poze și. Poze? Păi te-a fugit, domnule. Dar de ce se fugi? Dar cine? Că vrea să dar dumneavoastră, cine sunteți să faceți treaba asta? Vreau să mă întreb și eu, nu? Am calitatea asta să mă întreb. Da, domnule, uitați, la numărul 6. Că așa zic că ne-a spus că mă numește Nițu Robert Gabriel sau ai probleme cu orele-ul. Păi, dar de unde știu că nu mănânci? Uitați, mă numește Nițu. Așa, și ce trebuie să fac eu? Păi, nu, să fie, deci cu acel Nițu. Dar uite, până ce bea, e sete. E sete, sărăcu' toată. Ați mâncit mult. Da? Tot cu burta aveți probleme? Da, domnul. Uite, n-au... Arsuri. Să nu faceți gastrită. Să nu vă faceți indigestii. Astăzi care... Toată lumea, știți cum e cu burțile, că a ajuns de face digestie la un moment dat. Da. Și eu am burtă, am să dăm luna nouă. Trebuie să nasc. Da. Am 42 de ani. Ce ani? Ani? A, n-am ambre. De ce sunt? Nu. Da, uite, uite. Mai găsesc și oameni de dumneata. Da. Au, ce viață bună aici. Cât ai salariul dumneata? Păi, vezi. Păi. Păi dacă nu lucrez nicăieri, dus la salariu. Ce firmă e asta, mă, frate? Capital? Capital Gord. Gord. Da. Profesioniști. Cum au profesioniști aici? Da, uite. Camere, monitorizare, video. Dotați, mă, frate. Dotați oamenii ăștia. Dotați. Dacă vrei să vezi salariile, nu le au. N-au ei treabă. Au și un primar deosebit aici. Îi se spune primarul porno. Așa îi se spune lui ca primar. Da? Așa este el alintat. Bine, și datorită faptelor pe care le-a comis, adică antecedentele trecute, nu sunt de neglijat. Să fii denumit așa, trebuie să ai ceva, trebuie să ai ceva antecedente de asta mai. Ia uite, altă paznică aici. Mamă, mamă, mamă. Paz din lângă paz, ia uite, alt gard acolo. Ia o tăpănire. Tot de la paz. Stă pe calorifer. E frig. Să nu intrați în fibrilații. Să nu intrați în fibrilații, zic. Aia aveți ăla cu alea. La țăpret? A, e bine dacă... Nu, mă gândeam așa, zic că dacă na. Da? A, să-i vedeți pe domnii, că au aici. Unde este? Uite aici, locali. Alți oameni deosebiți. Care... storc statul din bani și beneficii. Nu ce muncește toată lumea. Toată lumea muncește. Toată lumea muncește. Ia, fiți atenți acum, o mișcare. Ia, aici n-am. N-am voie? Nu. Hai că vorbim. Vreau să mă știu până la primar. Vorbim, da? Stai, vorbim. Vreau să mă știu până la primar. Aici n-am. De ce n-avem? Dar ce păi, la domnul vazul, primar, NATO. Trebuie să ajungeți, dar trebuie să îl lasă stabiliți cu dumneavoastră o întâlnire. Da?
Dar ce? Pentru ce se fac de simplu? Ce, mă duc la față să filmez ceva? Da, nu știu, probabil a avut o problemă și dacă a avut problema și o rezolvați. Da. Este telefonul dumneavoastră pe site-am. L-am văzut. Eu, cine ne-a mă filmează? El întâi pe programul ăsta să mă filmeze pe mine. De-aia este el la servici aici. Nu mai are nicio treabă. Lasă bre, că e domnul de la pază aici. M-a luat în colimatoriu. Aia vine mata de la asistența socială să mă filmezi. Da. Te-ai trezit dumneata cu mari, mari cameraman. Și domnul vice? Nu știu cu ce să vorbesc aici, mă, frate. Omul ăsta n-are ecuson, nu știu ce este. Domnul de la pază... Da, n-am spus eu că n-ai muncit. Să vede, nu trebuie. Rezultatul muncii aici să vede, că dacă muncești mult, te umfli în burtă. Domnul vice? Nici domnul vice nu este, aceeași procedură este. Administratorul comunei? Administratorul comunei? Orașul. O comună și asta, să nu credeți că aceeași mai rău ca o comună aici. Să nu credeți că dacă sunteți aici lângă București, gata, sunt alte aeri. Stați niște că o să prezint totul. Sunt alte ce? Aere? Așa, mai... Domnule, stai pe aere și nu zic că o să prezint toată cumva asta. Prezentați. Nu, bine, că nu știu cu cine vorbim. Dumneata, pentru mine, ești ca și un om, uite, ca și om ăsta care știa. Și nu mi-a văzut când tu nu-i doamne. Da, dar nu mai lăsați să urc acolo, adică să mă duc la primar. Da, bine vreți. Da. Faci ce vreți aici, ai casa voastră. Păi da. Faci ce vreți, e casa voastră, instituții publice transformate în o persoană fizică. Nu ai ce să cer. O să încerc să o sun pe mea primară, știi? A, să vă arăt, să vă arăt să vedeți cum arată primarul. Ce uitați aici, cum arată primarul. Uite așa arată el. Mi se spune primarul porno. Deci omul este profesionist. El este neaprimarul, da? Bine, și mai are mai multe bube. Nu are mai multe bube. Bine, asta e altă poză. Asta este așa mai cu fața, da? Aerea cu spatele. Nu, omul este hotărât, adică se facă treaba aici la Măgurele. Da, o să vă mai arăt, da. Șeful lui de campanie, cum arată? Șeful lui care, da, când mergea în campanie, așa. Arată cam așa și el. Adică toată lumea este aici profesionistă. Vă dați seama pe ce mâine a ajuns primăria. Stoi, tinerea asta numai de mine. El nu mai lucrează acum, da? El a sunat primar, asta se spune că sun eu și fac. Nu e o problemă. Și acum o să vi-l arăt cum arată la patroace. Nea primarul, da? El așa arată la 4 aici, adică băiat serios, familist, convins, cu multibubi. A mai făcut și acoperișul la niște blocuri pe aici, și a pus 70-80 de toni pe fiecare, trebuie să dăram un bloc. A luat niște fonduri, ce-a luat, și restul s-a împrumutat la bancă din banii primăriei ca să facă opinia astea de artă, să nu-și pierde votanții. Dar nu e, la noi lumea, România este mulțumită, orice le-ai face, chiar dacă să dăram un bloc. Bine că le-ai făcut acoperișul, că asta e important, să te faci acoperișul, că să dăram după aia că ai pus pe ele, nu e o problemă. Tu ai făcut. Da, profesionist. Ăștia sunt. Ia să sun pe primar. Ia să vedeți cum nu mai răspunde primar acum, că l-a sunat nenea. L-a sunat nenea. Ce credeți că mai răspunde? Uite. Bună ziua, domnul primar. Bună ziua, da. Domnul primar, sunt aici la dumneavoastră, jos, la primărie. Nu mă lasă să urc. Un nene cu mușchi, un domn care nu știu cine este. Cum vă numiți? Nițu Robert Gabriel. Cum? Nițu Robert Gabriel. Și unde locuiți?
În România, unde să locuiesc? Că doar noi locuim în Patagonia. Hai, brec, eu te știu pe matale, te-am... Nu trebuie, te-am simțit imediat, că știu ce... Ești alintat, primarul porno ești. Că așa ești învățat să... Ce problemă aveți? Păi, am mai multe probleme. Problema principală este că nu v-am înțeles de ce v-ați bătut joc de atâta lume. Îți bine, vreo două, trei probleme, de fapt. Și cu acoperișurile alea care le-ai pus dumneata să dărame blocul. Și sunt deșeuri, adică dumneavoastră aveți deșeuri aici, așa, și le dați cu flit. Dacă au venit cetățenii să vă spună, la fel, le-ați dat cu flit. Practic, primăria asta este a voastră, ce să mai... M-a lămurit, nu-mi trebuie. Unde locuiești? Ce faci? Domnule, eu locuiesc, v-am spus, în România locuiesc, nu locuiesc într-o altă parte, să știi. Dumneavoastră a fost de cineva să mă sun. Da, am fost trimis de cineva să veniți să vă arăt, să vedeți cum arată localitatea asta. Să vă dea Dumnezeu dumneavoastră numire. Eu vă doresc o zi bună și dacă aveți probleme, vă rog frumos să faceți. Cum i-ați păcărit, domnule, pe oamenii ăștia? Că... Auzi, primarul porno, primarul porno. Nu vrei să doi rușine, să dați o demisia cu chestiile astea, mai sunteți și în fruntea primăriei. Foarte urât, dar nu, dar îi spuneam primarul că... Vorbiți urât, dar într-o instituție publică și vă invit afară. Era alintat primarul porno, îi spuneam. A fost așa, a fost alintat, dar nu, asta e adevăr, că alintat lumea. Vorbiți urât într-o instituție publică. Cu ce a vorbit vreo urât? Cine ești, bre, dumneata? Alo. Ia uite, nenea de la poliție. Ce ați pățit, domnule? Ce? Cu ce v-am deranjat? V-ați făcut datoria mai mult decât trebuie și... Scoateți, bre, banii acolo, că nu mă sperii mata pe mine cu banii. Și așa, din banii aia, trei sferturi iei așa, degeaba. Trei sferturi din banii ției degeaba. O să merg și la poliția locală, să vedem cu ce să laudă. Bine, că eu le solicit sprijinul, dar nu știu dacă o să am posibilitatea cu oameni pregătiți așa. Ia uitați pe domnul să stea la muncă, el umblă după mine pe aici. Ce faci, bre? Am plecat, am luat-o la plimbare și tot după mine stai? Păi, da, nu vreau să te văd și eu. Ia uitați-mă, pentru ce plătim noi bugetari ca să stea să ne filmeze. Ăștia sunt bugetarii noștri care îi plătim, ne împrumutăm la femei, să plătim pensii, salarii, îl plătesc pe domnul, pe domnul îl plătesc, care, ia uitați-l, el nu o să stea la birou acolo, stă după mine să facă poze. Domnule, obraznic mai ești, obraznic. Da, ai început să cherchelești. Da. De asta zic, ai început să cherchelești atât de deșteptăciuni cât zaci acolo în capul dumitale. Ești deștept. Deștept, foc, ești deștept, ești rău de tot, nu așa. Uite, miliția locală, ați profesioniști, plătiți tot din împrumuturi bancare la femei, ca să muncească. Vă dați seama cât muncesc oamenii ăștia aici la Măgurele? Uite, ei sunt, da? Majoritatea sunt... obezi, da? Obezi, adică grav, nu așa, ia uitați-a. El stă după mine, mă, bugetar, n-are treabă, mă, el. El stă după mine, deci astăzi omul ăsta stă după mine. Da, el mă urmărește, uite. Poți eu? Nu știu, habar, e poliția locală acolo. Uite, acum și-a pus pe domnul de la pază. Uite, mă, frate, deci imposibil așa ceva. Imposibil așa ceva. Îl lăs să stea la muncă, stă și mă urmărește pe mine. Ce sta mafiot? Ce sta mafiot? Un sta mafiot, când vrei să le arăți, să le spui, să-i prezinți realitatea, uite cum fac bugetari, uite. Uite, l-a trimis pe domnul acum, uite, l-a trimis pe... Ca să stea după mine, uite. Da, intră înăuntru ca să nu... Mai iese unul de acolo. N-au mă treabă, mă. N-au mă treabă ei, mă. Poliție locală. Ia uite condiții aici, mă, frate. Le mai trebuie sală de fitness, de forță. Să le mai slăbească burțele. Nu am o treabă aici, mă. Poliție locală. Iată. Centru. Poliția locală. Aici este. Ia să vedem.
Ești pe teren, mă. Au fugit. Au fugit că știa că i-a anunțat domnul că vine. Profesioniști, uite. Ăsta este al lor de la poliția locală. Uite-l aici. Uite. Da. Era normal să fugă. N-ai, mă, cu cine să-l scuți aici. Azi... Într-o... Ca într-o mafie sunt ăștia aici. Păi, n-am ce să fac. Uite. Plecați pe teren. Muncesc. Ia uite-l, paznicul cum stă și diveg, uite-l. Paznicul de la primărie, uite, el putea să mă urmărească pe mine. De asta el. A înțesat primăria de paznici, să nu cumva să filmeze cineva sau să facă cineva vreo sesizare de asta publică și să afli lumea ceva. Mai bine să n-afli nimeni nimic, să țină mizeria sub preș. 1.200.000 de euro au costat acoperișul la niște blocuri care, bine, au pus pe câte 70-80 de tone. Există, din punctul meu de vedere și din ce am analizat și ce am văzut, există posibilitatea să, dacă mai vine un cutremur, să se prăbușească. Dar nu contează, el și-a făcut pomana electorală care avea nevoie. Ce este cel mai important? Că cu acei bani, bine că a luat niște fonduri și s-a mai plutat și la bancă, primăria, ca să... Cu acei bani care a făcut acoperișul la fiecare bloc, s-ar fi reconstruit blocul de la zero, adică cu totul. Da? Că au fost niște blocuri mai vechi, se spunea cutii de chibrituri. Omul și-a pus oamenii, da? Adică primarul. Și-a pus aghiotanții să... Până și femeile alea, uite, femeile alea care... Uite-le, uite cum stă ele, stă pe geam, uite, și să dea... Uite-le, ele nu o să lucreze. Uite-le, mă, frate, uite, nu o să lucreze, ele stă după mine. Uite, nenea de la pază, uite cum să pitesc, să... Uite, uitați-vă la ei, ce oameni profesioniști avem în... instituții, statul pe care îi plătim, să stea pe geam. Să stea pe geam și să vadă care îi mai filmează, care nu mai filmează, cine e ăla, care e ăla, cine mai trece pe drum. Și uite, doamna i-a primit, tocmai ce a primit pachetul de la... Ați venit la cumpărături dumneavoastră, nu? Ați primit pachet sau... Da, vă plimbați, adică în timpul programului n-aveți treabă, mă, n-au, mă, treabă, mă, ei... Ce vorbim, nu? A venit curierul, uite-l aici, permanent. Ca doamnele de la garda din mediul Telorman. După parfumuri, după toate chestii de genul ăsta care trebuia să le fac în timpul liber. Ia să vedeți cât respect are poliția locală față, adică cetățenii, cât respect au față de poliția locală. Deci respectul pe care îl poartă... Fumează înăuntru. Așa, să fumați înăuntru, nici de acolo, cu poliții locali aici, lângă dumneavoastră, că sunteți prieteni. N-am voie, dar dacă fumați înăuntru, am voie. Păi cum să nu intru? Dar de ce să nu intru? Dar ce cu până? Ți-ai luat clădire aici? Ce faci? Iată, ea fumează în... Da, în interior. Ușa deschisă, cu... Da, ca să intre fum aici. Cum... Să promovează oamenii ăștia de la poliția locală? Haideți că vă arăt imediat. Că sunt ei de deștepți și cinstiți și eficienți și tot ce vreți voi. Ia uitați ce aici. Ia uite-mă, frate, ce... Deci cu mașini dotați, plătiți, da? Zici că e poliția națională. Ia uitați, cu vesti pe ei, au copiat tot. Ia uitați. Ia, haideți să mărim puțin imaginea asta cu autoturismele și cu, da, să-i arătăm așa. Ia uite, ăsta este direct polițist, când îl vede omul pe ăsta, știți ce zice? Și că a venit poliția, dar nu mai contează care e poliție. Ei se amestecă cu poliția națională, vă dați seama. Oameni numai cu școli au acolo la poliția locală, numai oameni pregătiți am găsit în toată țara. Ia uite ce zicea, un oraș curat și sigur, vă dați seama, ia uite, cultură, civilizație, liniște, despre ce vorbesc cu oamenii ăștia aici, să vă arăt eu, să vedeți curățenii ce este aici și cum, da, cu ce se ocupă ei.
Da, că ei sunt pe teren acum, dar n-au nicio treabă, adică și se știză ce am mai avut, le-am spus lumea, domnule, uite, aici deșeuri sunt cu toate. N-au mă treabă, mă, n-au nicio problemă, mă. Ei sunt polițiști locali, să vedeți plânge ce vă fac eu, când vă faceți, când vă depliți atribuțiune din serviciu și vă bate joc de cetățenii acestui oraș, ca să nu zic domnul, că l-am, s-a supărat să când i-a fi comună. S-a supărat și domnul pe mine, că i-am zis eu că e comună. Păi pentru mine e un sat, nici comună nu mai este. Pentru că ceea ce am văzut aici, n-am văzut decât cu praf, cu țărână, cu, da, nimic, 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 nimic. Ce să mai o lungesc? Ia uite, spunea de la pas, el ei stă pe mine, mă, uite, s-a l-a pus la poartă acolo. Toată ziua era astăzi să stea, uite, a fugit, iar a fugit. Uite, el astăzi, dacă stau aici toată ziua în parcarea asta, și el stă cu mine aici. Nu mai pleacă nicăieri. Doamnele, ca să se uite pe, printre zăbrele, și-au lăsat, uite, uite, uitați-vă la ei. Uitați-vă cum și-a pus primarul paza să mă urmărească. Uite-i, 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 uite-i. Bani dați la firme de pază. Vă dați seama ce șmecherii și pe aici. Dă bani la firme de pază. Ce faci, mă, cu atâția paznici? Ce faci cu atâția paznici? Uite, uite. De intra, nu mai intrați pentru că ați vorbit urât, da, în primărie și... Să veți plânge penal ce să fac eu, dumitale. Că îmi restricționez drepturile fundamentale. Obraznicule care ești. Ești un obraznic. Cine-i fi acolo? Ia uite. N-au mă treabă, mă, e profesioniști aici toți. Și că blocurile alea și banii aia și aia, firma aia care a fost făcută, firma aia care a fost ca să ia contractul, ca acolo, da, licitația și astea, ar fi tot așa la un fost primar sau nu știu, când după la sectorul 6. Deci vă dați seama ce afacere s-a făcut cu... Adică s-a lucrat în dublu sens. Uite, și-a lăsat zăbrelele, da? Să uite pe acolo, printre... S-a lucrat în... S-au atins două capete. Da? Și firma care trebuia să construiască a construit și pomana electorală s-a făcut. Sau, da, ce să mai... Nu știu, atâtea mașini de poliție aici. Nu știu, nu mai știu care este mașina poliției și care mai este mașina poliției locale. Credeți-mă că nu mai știu. Deci, uitați, da, e la fel, la fel ca în fotografia care v-am arătat. Eu nu mai știu care e poliția și care e poliția locală aici. Nu mai știu. Și aici stă boierul, da, uite. La etaj, n-ai voie să urci. Și-a luat primării, mă, dai seama. Deci omul restricționează accesul numai acolo, asta caseria și cu unde plătești taxe și impozitele și atât. Numai vreau să ajung și eu la biroul ăla care și mănâncă, care mănâncă banii statul degeaba. Ăla privind mediul, că au compartiment de mediu aici. Da? Viceprimarul care la fel, om muncitor, gospodar. Să vorbesc cu el, să duc, să vadă cum arată localitatea asta și oameni care și-au făcut case și astea pe fără nicio condiție și ține cum îi ține și când face și omul o sesizare nu să ține cont, mă, n-are mă treabă, nu îi ține cont, mă. Casă de căsătorii. Deci, nu știu, bă, frate, cât am mai clădirea, da, cât am mai clădirea și aici și acolo și așa, pentru un primar care nici măcar și acolo cu poliția locală și un primar care nici măcar nu vrea să discute cu cetățeanul. Și a lăsat numărat că uitați paznicul când muncește. Da? Uite, uite paznicul ca să vedeți pentru ce plătește la atâția paznici să stea să toace frunză la câini. Deci pe acolo erau vreo 3, pe aici iau, te-a spus să plimbă omul, dă, da, cum e la spate. Ei tot după mine sunt. Tot după mine, deci atât de eficient sunt. Bă, frate, pentru ce mai dai bani la firmele astea de pază? Că ai poliții locale aici. Bagă-i pe ăștia, ăștia unde sunt, ce fac? Pentru ce mai arunci bani din primăria asta? Bine, că-s mulți bani aici, vorbim de lucruri, da? De milioane de euro vorbim aici. Dar seriozitatea primarului asta este cel mai important, că e foarte serios, din toate punctele de vedere. V-am arătat și fotografiile. Asta, ei spală banii. Cine sunteți? V-am auzit conversația cu ăștia, da, cu țeava. Și după aceea, aia zic, băi, eu n-am ce treabă cu voi, dar aș putea să fac ceva.
Da, nu mă interesează, să nu-mi distrugeți gardul asta, bă, după aia intrați în copii. Și domne, deci a săpat pe același, același, da, așa, da. Din nou, al doilea, a pus da. Țeava de apă da. Peste nisipul de la țeava de canalizare și a spart. După care m-a întors, doamne, a făcut șanțe pentru canalizare și le-a pus pe amândouă odată. Păi, da. Spălare de bani. Ce zice? Cu cine vorbiți? Că nu sunt banii europeni și care e problema? Și ce dacă sunt banii europeni? Păi, tot îți banii tot de la... Păi, da. Da, ei a zis că dacă spală bani, sunt banii europeni. Bine, eu vorbeam cu trepădușii, nu? Da. Era un semi-inginer pe acolo. Da. Aburea, nu, am văzut că n-avea gură. Adică l-am deci înțeles. Ei prima dată au săpat. Dumnezeu, șanț de canalizare. Da. A băgat țeavă de canal 2 metri. Da. Țeavă de aia roșie de da. Nu știu dacă era. A pus nisip cum se face. Da, corect, da, da, da. A stupat la loc până aici. Da, corect, deci tot. Și a doua așa. Zi, da? A treia zi, la două zile distanță. Au reluat. A venit și a făcut din nou săpătură. A zis la nisipul care l-a pus două zile în urmă ca să fără țeavă, da. Băi, unde sunteți, băi? Azi bani, azi odată cu aia, când dacă tot atâta. Asta e așa ca idee, după care v-am zis, da. După ce cred că s-a sesizat și a zis, bă, nu, nu, acum acolo. Nu știm noi cine și cred că, nu, se nici nu mă interesează. Știi da. Ce? Păi nu te supăra. Bine ar fi să fie de undeva euro. În care să bagi acasă, nu că să zic, uite mă ce e lumea. Păi mă duc eu acum să-i zic, de-aia v-am întrebat. Deci sunteți în domeniu? Da, domnule, eu mă ocup cu reclamațiile. Nu e reclamație, era o constatare. E constatarea asta, vreau. Știi ceva? Pe care stradă? Cum se numește strada care a făcut lucrarea asta? Pe toate străzile. A, pe toate astea. Rovine. Deci aparții, da, rovine, ca aparții din Măgureli, din primăria Măgureli. Mare, una la nu știu cum se întâmplă să fie coincidența asta. Ce se întâmplă? Nu e colateral, am deviat discuția. Da. Nu mă, pe mine nu mă afectează, să știi. Da, ați văzut o spălare de bani care nu puteți să... altceva. Da. Deci cum să nu te afecteze? Deci, da. Până într-o poartă aia roșie da. Care așa, e asfalt. Da. Da, au făcut pe strada care de 4 metri, da. Acolo unde zic eu că s-a întâmplat da. Asta, după care a venit și a tăiat asfaltul. Asfalt ca lumea, frumos era. A tăiat asfaltul, a făcut aceeași chestie, nu știu da. Ce, nu m-a interesat, nu știu cum am făcut da. Așa, dar problema e că nu au pus piatră, pată și dacă scap roata în craterul ăsta de tăietură, da. Nu da. E ca pe pământ, îți distrugi geanta și cauciucul, da. Vorba aia conduceți. Da, da, da. Da. Eu știu așa, am multă experiență, da. Dar m-ar fi degeaba și n-am, nu sunt eu așa. Nu ne declinăm identitățile da, acum. Nu-i nevoie. Așa. Și eu așa știu că se făcea. Da. M-a pus și canal și apă. Nu văd ce ar mai putea să mai vină iară o săpătură. Nu. Grosimea, sub da. Grosimea asfaltului venea cu o stradă 10 cm de șapă. Da. Tasată. Corect. După care nu era nicio... De ce nu vine cu asfaltul să-mi facă iar la loc treaba asta? Și ați rămas, rămas acum? Și tot timpul când vin, ei vin periodic, probabil că face doamne, cineva eu n-am făcut. Recepția și toate chestia astea trebuie să le facă primăria. Da. Până la urmă. Știi ceva? Ideea este felul următor nu că... Mi-aruncați mingea la filiu, că nu mi-aruncați mingea la filiu, că nici n-am timp. Nu da. Mă grăbesc. Nu, că ci că omul ăsta da. Este chipzuit rău aici ca primar. Din ce am văzut că a făcut niște acoperișuri de... Există posibilitatea să dă rame pe blocuri. Căci a, că le-a pus prea multe... Deci ați uitat să prins ghilele. Da. Da. Le-a pus prea... La vreo 70-80 de toni le-a pus pe acoperiș. Da, când lemn, el a făcut un da. Liceu, da. N-a făcut în viața lui a, un primarul, business. N-a făcut nimic. Nu, în viața lui n-a făcut un business. Am înțeles. Un pic. N-avem treabă cu stric. Poate să aibă primarul, poate să aibă 4 clase. Da. Dom'le, da. 4... Da, să face. Dar ăsta n-are nici școală, nici n-a făcut. Nu mă interesează, nu comentez. Are, se pare, și facultate, dar... Pe unde, doamnă, că-l dădea ăștia, era dezbrăcat în fotografii, până astea, să poza el peste tot. Un primar trebuie să aibă, cum un comandant în armată, trebuie să îndeplinească cumulativ 10 prerogative. Care trupă, că zică și-a angajat în primării fin, cu metri... Nu e, nu e singurul. Nu că despre asta vorbim. De-astea, neamuri, că amantii a angajat, așa vorbește lumea aici. Ministru energiei da. Și plătesc... Da. Am plătit 13 milioane jumate pe lună gazele da. Din 10 în 10, da. Față de 2 ani de zile cu 6-7 milioane mai mult. Da. 31 de kW. Asta e da. O invenție, o găseliță maximă kilowatt da. La gaze. Kilowatt la lumină, și da. Și acum mai lucrează ăștia acolo la nu, opera asta. Au făcut au asta și au fugit. Ca... Problema este alta. Hoții. Au pus, mă rog, standardizate probabil, da. Butoaiele alea de apă, de nu știu ce, de canalizare și de plastic, strada fiind îngustă. Toate da. S-au spart. Și mergeți cu strada Rovine, da. Că de-aia da. Ați plecat. Merg, mă duc acum, da. La Rovine ești așa? Acum, da? Luați-i stânga da. Și imediat în dreapta. Bun. Scrie Rovine. Da, așa. Și mergeți pe ea
toată strada. Terminați cu asfaltul, da? Și mergeți pe străduța de, da, pietriș. Așa. Și, și o să vedeți pe pietrișul ăla, da? Și în stânga și în dreapta, da? Un canal făcut praf, ca trec cu ăla, da? Vidanja. Dați seama. Vidanja. Bine, și vidanja, șoferul. Păi trece vidanja. Păi are 25.000 de tone. Și a las drăbit. În dreapta. Da. După care mai încolo un pic, să o lasă un, da, gardă, altă distrugere. Nu e distrugere, acolo nu mai, n-a distrus nimeni. În schimb, au făcut groapa asta vară, da, a pus butoiul de apă, a pus alături, da, chestia aia care să, da, da, așa, și a pus și beton pe lângă, da, el. Dita mai betonul. Pământul fiind netasat. Netasat, da. Între, da, timp a venit oameni, a plouat, da, a plouat. Da. Și duceți-vă să vedeți cum s-a lăsat ăla. Da, cu tot. Și cu beton, am încercat eu. Da, nimic. Taman în dreptul meu, da, e, așa? Da. Na, e foarte greu. Zic, bă, nu mă bag, îl stric dracu asta și pe unul să lasă vină ei. N-a venit nimeni să vadă. Eu nici eu n-am aruncat. S-a costat 5 milioane de euro, nu mai tronc. Poate dumneavoastră, dacă sunteți în, așa, nu mă interesează, da, cine, da, sunteți. Da, da, da. Mă ocup cu reclamații. Vă interesează cine sunt mă eu. Mă ocup cu reclamații în general. Ale funcționarilor, ale coților, ale tipul care a făcut, n-avem. Evazioniștilor. Nu, stați un pic, deci aici nu n-a călcat nimeni. Aici e treabă de grabă, de superficialitate, ignoranță. Și fără, nu e de grabă asta. Nu, nu, dar stați puțin, că asta ne tasați și mi-a spus asta, nu e de grabă de asta. Nu. E chestia că el n-a pus ceea ce trebuie, nu ca să, ca materialul să nu mai plătească, nu, și a pus acolo și i-a dat buleau. Nu trebuia să pună betonul. Păi, bineînțeles. Eventual putea să arunce. Corect. L-a pus ca să fie făcut. Am avut o discuție și am deranjat. Da. Am deranjat, eu mă pricep, am intrat în toate domeniile posibile și imposibile. Da, am intrat în curte și am zis, ia lăsați mă dracu, n-am eu teamă. Păi așa e, ca să-ți bată ei joc din noi, domnule. Ca așa să tăpâță asta. Nu mai reclamăm, vedem, nu vorbim, suntem reticienți. Am vrut să mă duc la primărie și zic, domnule, nu mai mă duc, mi-aș să scribă să mă la primărie. Mă duc eu la primărie, da. Are atâția paznici acolo, ce face omul ăsta cu atâția paznici, domnule, ce păzintea. Păi nu, că nu, că au fugit, am fost acolo și au fugit. Când, poliția locală, dacă ar fi după mine, eu am lucrat la armata, da, de grad. Am fost oare. Da, foarte bine. Așa, eu nu sunt de acord cu această instituție. Punct! Păi noi ne promutăm să plătim pe și salarii, numai, inclusiv la polițiștii locali. Păi de unde se plătesc? Păi, banii mei și ai dumneavoastră? Păi, da. Ce se întâmplă? Nu, de ce are nevoie de poliție locală? E poliție națională. Punct! Ce dracu, ajungem înapoi la poliție? Domnule, asta trebuie desfințată prin lege. Știți, nazismul, Hitler, știți câte poliție avea? N-am timp să vi-l înșir acum. Eu, tot din cauza asta. Citiți, să vedeți, Gestapo. De ce știți ce era? Că uitați cartea, Gestapo, și am să vedeți acolo, la început scrie, toate polițiile, vă zic. Nu? Ce facem? Deci vă dați seama, omul ăsta are 3, 4, 5 paznici acum, care sunt în primărie, și are și poliție locală lângă el. Asta am vrut să spun, are poliție locală și am mai angajat și firme de specializate. Păi da, că am fost acum, nu, știi de ce am angajat, că m-am dus eu pe acolo și am început să mă gonească. Înțelegeți? De aia, și au ieșit paznici, nu am urmărit pe acolo, cum că un om așa care... N-ai autorizație, n-ai... Sunt un om, un om. Ce trebuie, autorizat să-i trebuie primării? Știi ceva? Da. Știi ceva? A, și pe noi să fac gonit. Nu, noi suntem opinia publică, domnule, care opinia publică ar trebui să aibă cel mai puternic cuvânt. Dar cum poți să ai așa ceva când... Bine, fac acum o divagație. George Simion e parlamentar. Da. Și cu Șoșoac, parlamentari. Da. Ce li s-a întâmplat la ăștia doi domni? Că tot așa, și-au băgat nasul corect, da, pe bună dreptate, nu intrăm în subsidiarul problemei, da, vis-a-vis de statutul lor. Da. Așa, nu fac politică, n-am făcut niciodată și poate rău am făcut, că n-am făcut. Și ce le-a făcut jandarmeria și toate, că nu le s-a să intre unde trebuie? Și eu iau dreptul să intre. Și atunci, dumneata, de ce te mai miri? Da, da. Doamnă, gata, sărmane. Da, te nașe din tabără. Vă dați seama să avem bază în poliție, da? În poliția română chiar. Despre ei vorbim. Ia uitați că sunt ei de profesioniști și cum își parchează bijuteria asta de mașină, cumpărată pe bani grei de statul român și foarte eficient. Adică dacă ne-am pune la o întrecere, eu cu BMW-ul meu de acum 100 de ani, și omul ăsta cu limuzina asta nouă, da, pe contrasens, linii continuă, da, indicatorul e aici, da, mă, treabă, mă,
polițiști. Era preocupat doar că scotea bani de la bancomat. Ia să vedem, mă, frate, există lege și pentru oameni ăștia la poliție sau legea e numai pentru noi? Ia uite. Avem probleme. Nu mai putem să mai trăim în România numai de... Poftim? N-aveți voie să fie. Da, de ce să nu fie? Voi sunteți într-o secție de poliție, nu aveți voie. De ce să n-am? Da, cine ești dumneata? Polițist, ce s-a întâmplat? Dar nu știu dacă ești polițist. Vă rog frumos să închideți alături. Hai, lasă-mă în pace cu prostii de unitate. Sună la 1-2, ce faci cu telefonul ăla? Mă intimidez. Nu intimidez. Vreau să vorbesc cu două polițiști, cu domnul vă cu echipament, poți să-i spui cu domnul, așa o unitate noastră. Că sunteți dus la cetățean, în timpul programului și v-am văzut echipat. Da, mă sun. Ok. Da. Uite, inspectoratul de poliție, Ilfov, județean, poliția, uite. Domnul, cred că chiar cu... Da. Ia uite ce civilizați sunt, domnule, aici. Uitați-vă voi câtă civilizație la sediul poliției. E un dosar, da? Ceva, da? Da? Da, spune. Da, da, da. Da. Ia de-aia. Despre... Da, despre domnul, cred că da. Profesionist, cum ești. Spuneți, domnule. Da, domnule, de data ești cu autotoriză, cu auto specială. Da, specială. Domnule, da. Și așa e învățat la școala de șoferi, când da, ai luat permisul. Da, dar de ce vorbiți cu mine la persoana a doua? Așa vreau eu să vorbesc. Da? Ce, ce să faci? Data, ce? Dacă ești polițist, ce ai? Vrei să stau în genunchi fața ochii și scui pe polițistul? Vrei ca să stau în genunchi fața dumitare, domnule? Doi, pentru dumneata n-ai legi în țara asta, faci ce vrei, parchezi pe contrasens, pe interzis, pe uite, uite, uite cum stă cu centura, uite, centura e legată la spate, uite, 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 polițist, polițist de, plătit din bani publici, din poliția română, uite, uite, uitați-vă la el, el este, pentru asta dă bani, uite, fără centură, pentru asta dă bani statul ca să meargă el pe contrasens, să parchezi cum vrea, să, pentru asta plătim noi polițiști în țara asta. Lasă că o să fac și dumitare o reclamație, să vedem, ești sancționabil sau nu ești. Chiar așa îți bagi joc de... Îl prins pe unul în trafic și i-ai dat sancțiuni, i-ai luat permisul. Băi, fraților, mie mi-am luat permisul acum 7-8 ani, 6-7 ani, pentru că am evitat chestiile acelea care sunt puse la... Probabil înaintea trecerii de pieton, dar am intrat printre ele. Dar din ce cauză am intrat printre ele? Ia uitați-o pe doamna. Doamna de la poliție. De ce n-ați venit, doamnă, că a solicitat sprijinul poliției? Un coleg care a oprit aici, a oprit aici autospeciala, pe contrasens. Păi dacă nu vă autosesizați, că am solicitat aici sprijin. Ia uitați, domnul, colegul care a fost. Da? Nu, explicați-mi mai întâi ce s-a făcut. Vă arăt imagini, sunt sancționați cu autospeciala. Da, și sancționați? Da, haideți, doamnă, ca să colaborăm, că oricum îl reclam. Păi cum, oprește autospeciala aici, își bate joc de toată lumea asta. Aveți și monitorizare video. Nu știu dacă bate până acolo. Dar chiar așa își bate joc de noi, păi numai el e șofer, noi nu suntem șoferi, adică noi luăm sancțiuni, el nu ia nicio sancție. Nu mă băgați acolo, zona administrativă, că n-am nicio să intru acolo. Păi, vreau să mă calmați, discutăm, opriți filmarea și discutăm la urmă. Da, ce, nu sunt calm, ce trebuie să... Adică faptul că eu reclam un polițist cu auto specială, parcată pe contrasens, un loc periculos, poate să putea să facă alte... Da, haideți să o facem sezări, da. Bine că autoturisme parcate neregulamentar, da, deci toate. Nu mă deranjează că nu am nimic cu cetățeanul, cum tot mai vorbeau niște pârțagi. Ce am avut, am avut aici, da, cu autospeciala care, asta chiar era o problemă, că era și linii continuu și... A, că nu v-am terminat. Deci... Mi s-a luat permisul, pe, nu mai știu, pe 2 luni sau pe 3 luni, că am intrat printre alea la... Da? Dar de ce am intrat printre ele? În noaptea respectivă a venit cu o cifă și a turnat direct beton. Deci așa se făcea în Buzău, făceau chestiile astea opritoarele astea, sau nu știu cum să le spun, care sunt puse înaintea trecerilor de pietoni. Deci... Așa s-a întâmplat și a venit noaptea, a turnat cu cifa beton, da, beton gros,
ce ținea să intru să-mi rup? Și înalt. Deci nu era conform. Că n-am trecut peste o chestie asta conformă și am intrat eu printre. Nu. Nu. Nu știu, că de ulterior am văzut că le-au... Da? Le-au ras de acolo și a pus ceea ce trebuia să pună. Dar eu am fost bun din parte și am rămas fără permis. Da? Deci că am intrat pe contrasens. Dar omul ăsta aici, când a intrat pe contrasens, tot pe linii continuu și așa, de ce nu ia permisul, de exemplu? Da? Nu ia permisul polițistului. Acum, că am fost aici la domnul comandant, în audiență, am fost în audiență, da, am fost. Am făcut și plângerea și, da, tot ce trebuie. Și îmi spunea, zice, doamne, dar de unde știi că el a și parcat acolo? Da, zic, astea le dezlușiți voi. Dar dacă a fi avut de spus ceva polițistul, spunea, bine, că ulterior el a plecat fără centură, cu centura la spate, nu mai știu dacă a mai semnalizat, n-a mai semnalizat, cum a întors el pe aici și cum a făcut, da, profesionist. Aștept să vină o patrulă, că am discutat despre o zonă de aici unde să aruncă plasticurile și tot ce rămâne dintr-un autoturism posibil furat, dezmembrat, da? Și e o zonă poluată masiv, strada Perilor. Au mai fost sesizări, dar nu, n-au ei treabă. Ia uite primăria cu primarul care... ați văzut ce, cum se face și cum se fac lucrările, da? Canalizarea. N-am mai avut timp, dar o să încerc, poate pot să ajung și acolo unde s-a întâmplat evenimentul ăsta de lucrare de asta măestroasă. Să pune țeava, să pune nisipul, să, da? După care iarăși să scoate și iarăși să pune altă țeavă și iar nisipul. Deci sunt niște chestii de astea care n-ați văzut ce spunea domnul, că l-ați auzit. Când se pune un canal sau mai bine spus un capac, da? Nu se face și el cum trebuie să fie făcut, adică cu structură pe ceva consistent, să fie cu beton, cu nisip, cu tot ce trebuie acolo. Nu, se pune cu pământ și deasupra îi mai pune beton ca să, în momentul când a trecut cineva pe acolo, să se scufunde sau să se rupă cu tot, ceea ce s-a și întâmplat, capacul de la canal. O să merg să văd chestia asta, ce a spus, azi i-ați ascultat, da? Cât despre primar, ați văzut ce părere aveau cetățenii care... inclusiv firma asta de pază de aici, care sunt numai profesioniști, toată frunză la câmp afară pe acolo. Poliția locală care nu-i găsim niciodată, ei sunt pe teren, dar totul orașul ăsta arată ca un sat părăsit. Un sat părăsit, nimic mai mult. Sunt câteva mici afaceri, evazioniști, o să mergem și la să-i vedeți și pe domnii, ca în România, lucruri nemai întâlnite decât în România. Aștept să vină poliția. Desfășurări de forțe, două patrule de miliție, într-o zonă unde ar fi trebuit poliția locală să-și exercite atribuțiunile de patrulare și tot ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor, incendieri, dar bine că și Poliția Națională are atribuțiuni, însă pentru ce mai plătim, fraților, polițiști locali, tocmai ceea ce v-am spus puțin mai devreme, plătim polițiști locali ca să ce? Că să stea sub talpa primarului? Da, și tot cu Poliția Națională trebuie să ne facem treabă. Bani aruncați pe geam. Bani aruncați pe geam. Da, asta este. Așa se întâmplă la noi în România. Plătim poliții, poliții și poliții. Să vedeți și cum arată toată zona. Bine, că e un focar pe kilometri. Dar, în general, dezmembrări de autoturisme, de
băr de cauciucuri, băr de mașini, toate chestiile astea sunt. Sunt câteva dezmembrări pe aici, prin zonă, și eu cred că ăștia ar cam, bună ziua. Domnilor, să trăiți. Vă dau cartea de identitate sau ca tot am dat-o peste tot. Acum nu mai știu dacă și la dumneavoastră să da. Să trăiți. Da. Domnilor, deci tot, nu știu cât un kilometru, cât o fi aici, o să vedeți numai băr de mașini, numai cauciucuri, dezmembrări. Și chiar m-am uitat, sunt câteva zone cu dezmembrări auto. Domnul Niță. Da. Și mai avem pâncă o stradă, Mălinului. Aveți cunoștință de persoane care fac asta? Nu. Am cunoștință de faptul că alți cetățeni au sesizat primarul și primăria și astea și li s-a dat cu flic. Asta e singurul lucru pe care l-am. Adică dumneavoastră, pe competență, puteți să sancționați inclusiv primăria privind dezastru care este aici. Întâi să stabilim prima dată al cui este terenul. Da, da, da. Trebuie să stabilim persoanele care se fac vinovate, nu pot să dau de acum. Da, nicio problemă. Cum știți dumneavoastră că trebuie să vă faceți datoria. Da, să mergeți să constatați persoana, să vedeți ce... Da, suntem aici. O, perii de artă sunt aici, la... Da. Astea sunt numai din dezmembrări. Tot ce se vede aici numai din dezmembrări. Nu are cum să aducă nimeni așa ceva. Bine că mai sunt, da, cu Petru, cu toate astea. Dar mai în fața acolo predomină dezmembrările. Un fost canal de irigație a ajuns să fie astupat cu deșeuri. Da? Agricultură. O să vedeți o bară, două parcă erau pe acolo. Bine, plasticuri, toată agricultura cu microplasticuri, toată zona asta. Nu știu cum de mai cresc pomii ăștia pe aici. Dacă aș fi avut o dronă să o ridic sus, aș fi văzut cu totul altfel situația. Dar o să vedeți așa pe frânturi. Poliție locală, pe teren, primar care își face treaba exemplar la Măgurele, da? El așa, înțeles că se ia impozite la, și taxe la oamenii ăștia ca să îi țină așa în mediul ăsta. Nu mai vorbim că ei aici, deci toate casele astea care sunt făcute, toate construcțiile astea, tot, n-au nicio utilitate. Ei trebuie să-și, da, ca și când ai stat pe câmp. Drumul exact așa. La câțiva kilometri de Casa Poporului. Adică nu vorbim de cine știe ce sat pe vârf de munte. Uite. Bine, până aici sunt deșeuri cam de toate felurile, dar o să predomine dezmembrările puțin mai în față. Uite, da? Dezmembrări, da? Sunt multe zone, numai mașini de sustrat, băr și toate astea. Vreo 5-6 le-am văzut numai eu. 5-6 parcuri de astea de dezmembrări. Sunt convins că sunt numai autorizați. N-au treabă cu gardă de mediu, cu, da? N-au ei treabă. Uite. Bordul de la Dacia Logan, toate chestiile. Și numai așa, toată zona. O zonă întreagă. Uite cum arată România, la câțiva kilometri de București. Da, și mai sunt și acolo, uite. Mai sunt și acolo, uite. Uite, și acolo sunt aceiași. Dar toată zona este plină de înconjurată de deșeuri. Toată zona este înconjurată de deșeuri. Adică faptul ăsta că da, gata? Da, faptul că da. Da, haideți să vedeți ce e acolo. Da. Faptul că ei au dezmembrări auto, nu trebuie să le aduc aici. Da, eu filmez, da. Registrați live. Și live și înregistrez. Bun, vă aduc la
Da. Foarte bine. Foarte. Mă bucur. Mă bucur. Asta și interesul. Ca să aveți dovada faptului că aici se întâmplă. Ia uitați incendieri pe jos, da? Adică să vedeți că se și incendiază cuprul. Ia uitați. Uitați aici că eu am stat în Spania, am lucrat numai în domeniul ăsta. Ia uitați. Vedeți? Uitați aici cum s-a topit. Ei își topesc aici din, adică ce s-a întâmplat? În momentul când ai dezmembrat bordul și cu toate chestia, rămân și cabluri. Cablurile topește aici, uite, profesioniști. Spuneți că ați lucrat în construcții, nu? Ați fost în Spania, nu? Da, da, da. Păi nu, că astea... Dacă vedeți, resturi și de la manageri interiori sunt, da? Da, nu, dar ei au topit, da, da, nu. Haideți să vedeți, să vedeți aici și vă mai arăt. Da, tot ce trebuie. Nu, dar ei au topit și plasticul din dezmembrări, asta vreau să vă spun, adică și cablurile. Da, ca să... Da, uite ce bine pus ăsta așa. Uite, doar să cazine, dacă vii noaptea, uite, să vii pe aici noaptea să circuli, uite. Uite. Uite, iarăși au topit. Da, iarăși au topit, plăci de azi, bă, ciment. Și aici să fie suprafața după vrerea dumneavoastră. E peste 1 km. 1 km? E peste. Să opresc undeva acolo, unde se văd. Ia, haideți să vedeți acolo. E peste 1 km. Ia uitați, incendierea aici au dat foc și la pomi ăștia săraci. Deci au luat foc și pomii aici, a dat foc cu totul. Ca să -și topească plasticul, domnule, nu înțelegeți astea cablurile. Ia uitați, de la Da, cupru, ia uitați. Deci toată zona aici. Aici normal ar fi trebuit să vină poliția locală, că dacă i-am căutat și asta, ei sunt care trebuie să patruleze, au competență cu teritoriul, plătiți, aranjați cu mașini, cu tot ce trebuie. Dacă nu îi găsești pe oamenii ăștia, niciodată nu-și fac treaba. Asta înțelegeți dumneavoastră. Activitatea noastră aici, constatăm, vom face un proces verbal, vom analiza situația, vom merge la organele competente să vedem ce măsuri s-au luat, că aceste aspecte nu sunt de ieri de astăzi. Adică nu ieri a fost curat și azi s-au umplut de tot felul de resturi. N-au nici măcar o cameră ca să vadă cine vine, cine aruncă, cine aruncă. Dezinteres total. Da. Căzi de baie, borduri, da, într-adevăr. Borduri, astea, bări de mașini, cauciucuri. Cauciucuri, da. Da. Uitați, pe partea asta am să faci agricultură, au crescut bările de la mașină, da, ca astea, cauciucuri, canapele. Tot ce iau, că uite așa. Când a venit rău, intenționa vă dați seama, că a zis că omul sunt ăștia cu dezmembrările. Că n-are ce să aducă dezmembrările. Da, de prim împrejurim. Eu, de ce știu, ei trebuie să plătească plasticul ăla ca să-l ducă. Și asta e toată treaba. Ia uitați și aici. Ia uitați și aici, de dezmembrări. Uitați și aici. Ăsta a fost un fost canal de irigație. Așa s-a înțeles că trebuie să stopa cu deșeuri și să fie bine pentru ei, că îi costă să le ducă la reciclat pe astea. Uite, canapele, cauciucuri, bări. Da, păi de asta. Vedeți dumneavoastră, CFL-ul, băgați acolo, bordul de Logan, care are de astea Loganul dezmembrări, merge după hoți. Uite. Bine ar fi fost să găsiți și un număr de ăsta de lăsat pe ăsta. Număr de ce? E m-a trecut ceva. Dacă crezi că da. Da. Da, bine, acum totul e. Uite. Da, totul este posibil în România. Ia uite, faruri. Păi, bord lângă bord și pe partea în canal la fel, toată zona este numai... Asta concluzionăm, undeva aici se termină la vreo 200 de metri, da? Haideți să vedeți până acolo. Da. Da, deci toată zona este... Bun, asta sunt impostări, te vedeți și noastră, da? De la diferite... Da, dar n-au ce să caute nici astea. Înțeleg, dar mai zic că nu mai vindeți de drăgea cu Da.
Peste un kilometru, să nu mai cu... Da. Este prima dată când aveți, yes, când ați sezat acest aspect referitor la canalul acesta? Adică... Da, da, aici e prima dată când vin în zona asta. Da, da, da. Nu, nu, nu. 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 Nu, 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 e prima dată aici când, uite. Da. Ia uita și aici, domnul. Deci toată zona este cu dezmembrări. Toată zona. Acolo mai sunt încă vreo două de astea de dezmembrări, parcuri de astea auto. Și unul aici am văzut. Aceeași situație. Păi nu, că e clar, de aici, uite, omul a vindit terenul, a vindit bine aici. Ideea este că nu putem să domnul, da, sperăm noi acum, că da, okay, borduri aparțin, da, al viitor agenții economici care vor fără activitatea în partea aceasta și partea aceasta cum a sugerat dumneavoastră. Vom constata aspectele pe care dumneavoastră le-ați spus. Haideți să vă mai arătăm pe o stradă, dar nu că trebuie să mergem cu mașina. Și pe astea mai sunt. Nu, că de departe. Departe? Da, și pierdem mult timp și de asta și. Nu, noi... Adică e, nu știu, un kilometru ceva, e de direcție. Oricum, haideți să ne întoarcem la mașină, da, o mașină ne-ar... Nu, haideți cu, haideți cu autoturism, că nu, că nu. Dacă tot am discutat de Loganuri și asta, mai am puțin până ajung la zona cealaltă, vreau să le arăt domnilor polițiști o speță. Nu i-a acuz că ar fi aruncat ei, dar să spun și mie dacă depozitarea acest se vede aici este conform sau nu este conform, adică totul e pe sol. Asta vreau să spun și mie, dacă să conspectez în procesul verbal. Domnul polițist, o să mergem la deci pe strada aia acolo, da? Ideea este fermată. Ia uitați-vă la aceste Loganuri care sunt aici toate. Și știți ce vreau, ce vrea să vă întreb? Da, nu știți ce vreau să vă întreb mai mult pe dumneavoastră? Dar de ce trebuie să stați așa la distanța asta? Da, nu, nu stau la niciodată. Nu, ideea e felul următor. Vreau să-mi spuneți și mie, adică să conspectați, să treceți în procesul verbal, da, dacă ei au voi direct pe sol, așa, să depoziteze toate... Vedem întâi al cui este terenul, da? Vedem deci, ce se sesizez? Că depozitare direct pe sol. Am înțeles, lasă-mă. Că tot am... Dacă nu le vedeam loganurile astea, nu mă interesa neapărat de... Deci să înțeleg că nu asta urma să ne arătați dumneavoastră. Nu, mergem acolo. Dar asta, printre alte, că am văzut loganurile astea frumoase, ia uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mai sunt și în față vreo 3, 4, sunt vreo câte sunt. Dacă are el voie să depozitezi direct pe sol, vă spun eu că n-are. Domnul... Adică merge să vedeți de acolo. Să constatați personal. Ne-a ridicat anumite probleme. Nu putem să le rezolvăm pe toate acum. Nu, dar să trecem procesul verbal. O să facem dacă tot doriți. Mai ce discutam de dacă Loganul. Doriți dumneavoastră să mai rămâneți după ce că ați spus că vreți de aici să plecați în altă da, parte, eu, da, da. Noi acel proces verbal îl face la bază, da? Eu cu colegii mei, dacă vreți să, dacă mai aveți timp, puteți să rămâneți. Nu, eu atât am vrut să vedeți dumneavoastră. O să stăm, cum își lasă el autoturismul ăsta din dezmembră, o să luăm legătura cu administratorul societății da, respective, că îmi dau seama că este o asociație, da, cu PFA ceva, nu știu, o societate comercială. Deci care tot ce se vede aici. Ok, bun. Asta este al doilea da, aspect. Haideți să mergem acolo. Da, haideți, mulțumesc. Da, haideți că se duce până la urmă domnul polițist. Să ducem, să ducem, să... Da? Da, haideți că aștept, da, aștept. Da. Da, să vedeți despre ce este vorba. Cine este, să-l identificați. Că e la un pas de unde s-au aruncat toate chestiile astea din dezmembări. De s-a umplut un canal întreg numai din borduri și bări de Logan. Da? Acum nu știu, va fi întâmplător că omul ăsta are aici Loganurile astea la expoziții, să verifice poliția. În primul rând, nu are niciodată cum să le țină pe sol. Da, nu-i nimic betonat. Uite. Inclusiv alte bări, alte chestii de genul ăsta, ce mai are el pe acolo. Cum a dezmembrat el, uite, ușile, da? Capota sau ce mai fi pe acolo, că nu prea văd bine de aici. Dar să văd loganelele. Nu numai asta, ia uitați-vă în spate acolo, adică nu-i numai aici.
că asta e, nici gar n-are aici, adică cine știe, asta e un teren care nici măcar nu este al lui. Ia uitați-vă acolo, unde are el terenul lui, ce se vede, adică nimic betonat, iarbă verde și tot ce se vede este pe sol, da? Mm. Tot ce se vede este pe sol. Ia să vedem, frate. Chiar așa să... Nu există lege nici pentru șmecheri ăștia cu dezmembrările lor. Șmecheri cu dezmembrări. Înțelegeți? Da, să faci bani cu treaba asta. Dar bine ar fi să își betoneze, să fie conform, să bine că la banii lor... Au, tot proprietate privată. La banii lor... La proprietate privată și... Ia uite, toate astea sunt... Toate au scurgeri. N-ai cum să nu... Da? Toate sunt cu scurgeri. Nu există autoturism pentru dezmembrări și să fie în regulă. Dar nu permite legislația, garda de mediu, să fie așa pe sol. Astea trebuie să fie undeva betonat, cu pietriș, cu... Da? Ceva ordine, nu chiar așa să ce e aici pe câmpul ăsta. Bine, e proprietate privată, dar eu pot să intru până acolo, adică e cu utilitate publică. Ce fac domnii polițiști, eu pot să mă duc să filmez chiar acolo. Nu vedeam, nu e nicio problemă. Ia uite, și apă. Și apă, vă dați seama, de unde fi venind apa asta, că de aici încolo nu mai curge. Uite, aici se oprește. Prea puțin acolo. Vă dați seama, alți cetățeni care au investit, s-au împrumutat la bani, sunt convins că n-au avut ei de unde să-și facă casele astea. Poate or fi și de aia care au avut banii cash, dar nu cred că își făcea aici. Da, deci lumea, altă lume, ia uitați, da, case lângă case, toți cu utilități, cu centrale, cu gaze, cu apă, cu nimic, adică. Asta primarul este cel care merită să fie reales. De ce sunt oamenii ăștia toți ăștia? Ia uite, și o biserică pe acolo văd. Uite, e o biserică pe acolo, uite. Da? Deci ei și-au făcut practic aici un cartier al lor. Și blocurile din sectorul, cred că nu știu ce sector e acolo, 4, 6, nu știu. Că nu prea am. Sectoare astea parcă ar fi la ferma animalilor. N-au fost capabili să schimbe nici măcar denumirile, să pună și ei cartierul florilor. Nu, sectorul 1, sectorul 2, au rămas cu sectoarele. Dacă săracul neanicu, el a fost fiul de țăran, muncitor, se ducea la sector, la vaci, la oi, la ce avea el acolo. De ce sunt obligați oamenii ăștia toți? Uite omul ăsta care este el acolo, uite omul ăla. De ce trebuie să suporte ei toate chestiile astea care sunt făcute aici? De ce trebuie să suporte toate chestiile astea? Da? Și eu zice, ca acces, ia ce zice aici, mă, frate, că ăsta este obsedat de chestia asta, uite, accesul strict interzis, proprietate privată, uite omul că își pune anunțul, deci el e cel mai legal ăsta cu, da, cu dezmembrarea, uite-l, acces strict interzis, asta zice el acolo. Da, el e cel mai legal. Cel mai legal este omul ăsta. Dintre toți de aici care și-a făcut ei case și vor să o ducă bine, omul ăsta este cel mai legal. Și-a luat teren și face ce vrea. Vreau să le arăt domnilor polițiști să se uite și în partea asta unde are el acolo îngrădit, că și acolo e tot pe sol. Adică nu sunt numai astea aici, loganurile astea. Mai sunt și alte loganuri chiar acolo unde nu este nimic îngrădit.
Unde este de fapt îngrădit. Și acolo și aici. Vă rog. Suntem pe live? Da, pe live am 7532. Bun. Da. Da, vă rog, spuneți. Dumneavoastră, activitatea dumneavoastră e cu mașină de taximetrist? Nu, cine v-a spus chestia asta? Asta întreb. Dar cine v-a spus? Cum ați ajuns dumneavoastră la concluzia asta? Păi dacă suntem polițiști, am și noi informațiile noastre, nu? V-a spus omul ăsta de aici? Auziți, înainte de asta cu taximetristul. Vedeți că mai sunt Loganul și acolo și ce se întâmplă? El acolo unde are el îngrădit, că să văd niște palieri pe acolo sau ce a pus el, tot pe sol. Adică e toată activitatea asta și înăuntru și... Haideți să terminăm cu dumneavoastră. După tot cum a fost. Ce doriți să ne sesizați, domnule? Da, haideți. Sunt cu urmăritorii de asta pe live și trebuie să le fac cu mâna. Mai mult vă interesează urmăritorii. Da, sunt urmăritorii. Postați aceste imagini fără acordul nostru. O, de-abia vă aștept. De ce ne așteptați? V-ați dat în pete. Ce faceți? Păi nu, nu atâta. Da, adică nu te... Nu mai, că mașina noastră e în spate, unde mai? Merge cu mașina, da. Da, păi, da, haideți. Da, nu, nici nu postez, nici nu ies din vorba dumneavoastră. Frumos am vorbit, dar nici nu postez, fără acordul dumneavoastră, nici nu postez, să știți. Nu postez, cum să postez fără acordul dumneavoastră? Să poate așa ceva. Ce, fac eu chestii de-astea? Da, haideți. După ce... Polițistul și-a dat în pete, că n-avea cum altfel. Mai avem, sunt mai multe zone, mai da, dar n-am mai oprit. Ca să nu-i obosesc pe domnii de la miliție. El era preocupat că sunt eu taximetrist. Bine, că taximetrist, taxiul a fost al meu și l-am vândut de acum 3-4 ani. Dar avea el informațiile astea, adică cu astea, asta a înțeles. Vă rog! Da, dar uitați bări de autoturisme și cauciucuri. Da? Ca să nu mai mergem până acolo, că se deci aceeași boală. Nu, să mai mergeți să le mai vedeți. Asta am vrut să conspectați și aici și ați văzut că am mai trecut tot așa pe într-o zonă. Haideți să mai vedeți niște bări acolo și am terminat, că nu vreau să vă... Încă o întrebare. Da, ia. Problem, cum ia? Păi da, ia, o întrebare. Nu, haideți să nu ne luăm la mișto. De ce? Eu am impresia că dumneavoastră... Da, ia. Păi nu, ia. Tata, eu pot să vorbesc liber, n-ați înțeles, că dumneavoastră să vorbim la persoana a doua și eu vă vorbesc liber. N-ați înțeles aspectul ăsta. N-am înțeles aspectul ăsta, trebuie să păstăm un pic de decență și de bun simț. A tata, care este? Nu spun de lege. Nu spun de interacțiune și aptea de acasă, ceva de genul ăsta. Păi aveați informații de mine, că sunt. Nu am informații. Dar stați un pic, ați venit la ce? Ați venit la altă societate comercială aici? Cu cine stați de vorbă? Stați cu poliția. Stai cu poliția. Poliția română, dumneavoastră aveți o impresie foarte prostă despre poliția. Nu, că știți de ce? După părerea mea, dumneavoastră m-ați mințit, înțelegeți? Că v-ați dus la acolo și v-ați spus ăla că sunt eu taximetrist, nu știu ce. Și vreau să spuneți că informațiile poliției, adică le-a suscitat și da... Domnul Lițu, în felul următor, m-am dus la casă și am stat de vorbă cu administratorul societății respective, am luat de vorbă cu acertul și pe care urmează să-l chem la mai multe verificări. Nu puteți să stați dumneavoastră, urma să mergeți să ne arătați acest aspect, da? Această, cum să zic, această poluare. Nu, da, ați venit cu o idee de asta. Și ce relevanță avea că cu taxiul, cu taximetrist, cu această lucrări? Și dacă aș fi fost taximetrist, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, e o meserie destul de decentă și bine plătită în România. De ce mai pus întrebare? Nu știu, nu vedeți? Ne cam amestecați. Ia uitați, domnul polițist, ia uitați. Dezmembrări, da? Cauciucuri, bordul din astea, tot ce... Da. Informat. Lumea, domnule. Ăla-i necazul. Cine mi-a dat informat? Lumea. Deci au mai fost făcute astfel de sesizări de către alți cetățeni? Și că au fost la primărie. Pe asta vrea să ajung. Da. Dar primarul este cu alte. Am fost la dânsul acolo și nici n-a vrut să-l scoate. L-am sunat, am fost în primărie. Poate cu domnul primar, dar poate cu cineva dintr-un cu nimeni, nu mi-a permis accesul. A zis că nu sunt din oraș, că nu știu ce. Haideți să vă mai arăt două zone și să nu vă vreau. Trebuie să vă rețin, că sunt convins că aveți treabă și nu are rost să... Suntem în sprijinul oricărui cetățean, ca să înțelegem da, cu diferența că sunteți dumneavoastră activist pe online sau alte persoane. Doar pe colegii mei am luat după mine pentru că nu știu ce găsesc, pentru că pot să găsesc câini. Da, foarte bine. Da? Atâta nu. O puteam să vin și singur, dar problema era că trebuia să fim susținut. Ia uitați acolo, la fel, da, dezmembrări, bări de mașini, cauciucuri.
tot ce toată pociul liber, pubele de gunoi și alte lucruri care sunt tot anuncate. Ce trebuie. Bun. Și mai avem în zona aceea acolo aceeași boală. Tot inclusiv unde ciurline, deci toată zona acolo, numai cu dezmembrări. Dacă vreți să mai mergem până acolo, mergem, dacă nu. Da, eu da, și să vadă dacă omul are acolo tot ce îi trebuie, adică desfășoară el activitatea. Se poate să fie și posibilitatea ca aceste deșeuri să fie aruncate din alte părți. Posibilitatea există. Am dreptate? Da, normal. Păi și l-am, nu, că era domnul colegul dumneavoastră cu un autoturist care era oprit pe interzis. Da, așa. Bă, bă, un coleg, un polițist, da, chiar în fața sex, da. Și bineînțeles, da, și bineînțeles că există posibilitatea să fi fost alt coleg, dar el avea cheia în buzunar, ca să fi lăsat mașina acolo. Da. Bine, că și el a plecat tot fără centură, dacă a fost alt. Da, da, deci uitați-vă și dumneavoastră tot așa, da, bări. Pe lângă faptul că probabil nu a respectat legea și pune și viața în pericol. El ca ea, dar o pune și a participanților la trafic, acolo era linii continuu. A, faptul că a parcat. Păi, da. Deci uitați-vă ce deci toată lumea asta care îi vedeți dumneavoastră aici, ei vin să se plimbi, să se recreze, să facă sport, să facă ce mai face. Ei nu sunt de acord cu tot ceea ce se vede aici. Și zona asta, dacă este tolerată așa, în 5 ani o să fie deșeuri tot ceea ce... Da. Da. Un număr așa de reclamații pe care știți dumneavoastră că au acești locuitori? Nu știu, nu știu. Primei, dacă da. Dumneavoastră doriți să mai rămâneți, este dreptul dumneavoastră. Nu, mai că dacă vă autosesizați, ați văzut despre da, ce este vorba. Și vom aplica legea. Foarte bine. Vă mulțumesc. Avem acum nevoie de poliție profesionistă. Suntem și noi profesioniști. Să nu ierte sub nicio formă. Să prindă infractorii. Mai greu că prins infractorii în mod flag, da? Pentru că din punctul ăsta... Sunt mașinile inscripționate și fug. Eu vă dau seama, da. Care o să sară în fața mașinii cu televizorul în spate. Da? Așa e. Domnul. Corect. Da, să ne nu mai am. Mulțumesc poliție, mulțumesc polițiștilor. Bun. Să trăiți. Am nevoie de poliția română, mulțumesc, mulțumesc mult. Facem cât sănătate. Cât da. Și, da, foarte cooperant domnul polițist. Nu, dacă a zis toată poliția că a dus-o, chiar da, dacă bine, ne mai încercăm sau ne mai așa, bine, dar important este că ne rezolvăm problema. Eu, Radu, dacă v-am spus, dacă doriți să vedeți consemnarea procesului verbal, numai, să luați parte la acest proces verbal și să semnați în el în calitate de persoană care ne sesizează, ok, bun că mulțumesc, să trăiți sănătate, mulțumesc poliție. Da, la Buzău merg, că mai am ceva treabă pe aici. Uite, al paznic care-i dăturii, da, deci el dăturii pe afară. Să plimb omul. În timpul programului el, uite, toacă frunzi la câini. Ia să întrebăm pe omul ăsta. Auziți? Auziți? Ia stați puțin. Uite că a venit poliția locală, da? Au blocat accesul ei, uite. Au blocat accesul. Ce mai faceți? Bine, sănătos? Zice-mi. Câți paznici sunteți aici? Auzi, să nu pune întrebări de astea, că nu se răspunde, stai fără griji. Aole, te-a instruit bine. Te-a instruit bine este, a? Bine vre. Mai sperie acest om. Deja tremură chiloți acum. Iată, mașina. Auziți? Vă rog frumos să vă sesizați că e parcată neregulamentar și a blocat accesul. Adică dacă vrea să iasă cineva, aici n-are nici blocat, e parcat în neregulamentar. E parcat în neregulamentar, autoturismul ăsta al poliției locale. Vi se pare că e regulamentar? Nu, ochi 190, vă cer să-l aplicați. Vă solicit să-l aplicați, să-i sancționați. Da, imediat, merg că am venit cu o altă problemă, așa că să merg să rezolv și imediat. Da, merge. Merge la... Deci ei au parcat aici neregulamentar. Da, ei care sancționează, poliția locală care sancționează cetățeanul pentru parcări neregulamentare. Ia, vreau să văd și eu, poliția asta română aplică legea cu poliția locală sau numai cu noi atât, că noi suntem speciali. Nu, vă solicit să aplicați ochiul 105 să-i sancționați. Eu aplic, eu sunt...
Am venit cu o altă problemă și merg înapoi acum să mergeți la poliția locală și să încercăm să facem. Domnule, n-ați înțeles. Eu vreau să-i sancționez pe ăștia de la poliția locală că încalcă legea. Dumneata, unde mă trimis? Tot la ei? Ce să fac cu ei? Domnule, oamenii ăștia sancționează cetățeanul că ci că a oprit pe nu știu pe unde și dă sancțiuni pentru cine? Parcare și oprire. Poliția locală. Ok, mergeți la poliția locală ca să discutați cu dumneavoastră. N-ați înțeles. Nu știu cum v-ați făcut poliția. N-am înțeles. Nu știu cum v-ați... Vă soliți să sancționați, să sancționează okay, poliția locală. Ok, eu fac parte din alt compartiment de la poliție, mă zic să-l la ei ca să-ți... Tule, dumneata pe legea 2800 să-mi acuă sprijinul. Ia uite-mă cum tolerează. Tule, tolerezi încălcările din legi, poliția română. Tolerezi încălcarea legii. Uite-mă cum polițist care îmi dă cuflet. Da, mă, da, uite, polițist. Și că să mă duc la poliția locală. Păi dacă ăsta e parcat aici, uite cum este parcat. Da. Cum să mă duc eu la poliția locală? Pe tine te filmez. Pe tine te filmez. Păi uite, îmi place așa, că ai poșetă, ai pantofi cu toc. Nu am voie, dar filmez. Da. L-am supărat cu ceva? Nu. Păi și atunci? Tu nu știu, eu eram pe aici, acum dacă de ce vă băgați în seamă cu mine, nu știu, că nu. Vă întreb de ce filmați? Ca să vadă mama, că e la pensie, și o vecină. Da? N-are ce să vadă și să plictisește și să aibă ce să vadă. Doamne ferește! Da? Ia să vedem acum ce lucrați dumneavoastră. Aici, la poliția locală. La poliția locală, lucrați. Vedeți? Vă știți cu bubii, doamne. Da. Vedeți, asta este, nu că... Ia. De ce nu să ia și lumea? Haideți, poftă, ce mă dărăză? A, nu doar, nu intră înainte la o femeie. Nu, doamne, trebuie să respectate. La toaletă? Dacă mergi la toaletă acum e bine, dar veniți la servici. Da, veniți la birou. Deci doamna e de la poliția locală, așa a spus. Ați văzut cum a venit deja hotărâtă? Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Ia uite, se lucrează intens aici la poliția locală. Mergeți să sancționați dumneavoastră acum cu geaca, cu vesta? Adică pe ochiul ăsta nou și mergeți să dați cu chitanțierul. Aduceți bani la domnul primar, acolo. Foarte bine, domnule, ca să îi folosiți. Cu ce vă ajutăm? Da, cu mașina asta care o aveți aici. Ia. Da, să-i dați o sancțiune celui care a parcat aici. Da, să nu spuneți că ați parcat dumneavoastră. Unde? Care a parcat regulamentară. Ce mașină? Asta a poliției locale. Nu mai vedeți sau vedeți numai ce vezi dumneavoastră? Da, văd și parcat regulamentar? Uite, domnule, vă bate joc de un oraș întreg dumneavoastră, adică îi sancționați pe oameni. Ăștia și dumneavoastră sunteți scutit. De cine aveți? Nu, sunteți dumneavoastră cu geacă, cu vestă, aveți cursul de la rutieră. Că la fel n-aveați cursul, aveți geacă, vestă. Uite, domnul, la fel. Dacă vă putem ajuta și cu altceva... Domnule, vă rog frumos să sancționez pe colegul care șofează, ca păcată. Mașina asta a poliției locale, neregulamentar. Pe ochiul ăsta nu știți că sunteți specializat în chestia asta. Specialiști în sancțiuni. Ei trebuie, uite, bă, grași, frumoși, abia să urcă. Ușor să nu faceți un avort. Da, uite-mă cum a plecat așa, scăpa nesancționat. Uite-mă cum pleacă ei și scapă nesancționați. Da, ăștia sunt. Băi, frate, ce se întâmplă? Sunt pe mână cu toții. În țara asta, uite, sunt urmărit permanent, adică acolo sunt oamenii primarului care, din ce am înțeles, a băgat aici că cu metri, neamuri, fini, alții, că, nu știu, cu amante, cu ziarele pline. Ei sunt, vedeți aici, în Măgurele, ziarele sunt arhipline de știri bombă. A fugit și localul. N-aveai cu ce să discuți. Ce să-i spun eu lui de poluare sau de asta? Consumă gazul aiurea. Deci ăștia sunt. Ca să eventual te-a prins pe ultimul, cum l-a prins pe nenea la care, da, are el acolo ce are, ți dea o sancțiune, să-i mai aducă niște bani unea primarul, să zică că, domnule, ne-am făcut și noi treaba pe chestia asta, ne-am luat bani. În rest, mașină nouă, bani. N-au, mă, treabă, mă, ei sunt boierii României, polițiștii locali sunt boierii României, asta sunt în România, boieri! Și tot aici sunt, uitați-mă, frate, deci ei nu se mai duc la muncă, nu mai, n-am nicio treabă, ei stă numai, uite,
Uite, uite omul ăla, nu știu ce mi-arăt, era cu semnioțienii, ce fi vândut să... Deci numai, ei stau numai aici, îți dă pază astăzi. Astăzi fac și ei de pază, dar fac de pază să mă păzească pe mine, că în rest n-au ce să păzească atâția paznici acolo. Unul care deja l-a rupt, da? Adică l-a rupt. Uite, să și vede cum este și aici, este. Adică ai ocazia să, uite, l-a deformat, ia, da? Ia să vedeți mai bine, uite. Da, și acum asta care este pusă, lemnul ăsta, paletul ăsta, capcana asta de fapt, în caz că vin noaptea, oricum n-ai niciun fel de lumină aici, este undeva pe la colț lumina, uite, și asta este a doua operă de artă. Uite, și l-a pus deasupra pe asta, adică în caz de, uite, vrea cineva și are nevoie, poate să și ia. Da. Și uite opera de artă despre care ne vorbea domnul cu spălarea de bani. Da? Așa arată în România, România lucrului bine făcut, promisă de președintele nostru scump și drag, nenea Claus. Nu știu la ce l-am mai pus pe ăsta, că dacă îl pui aici, oricum nu protejează cu nimic. Dar duci în eroare și dacă vii cu, uite, dacă vii cu autoturismul sau se întâlnesc două autoturisme aici, unul obligat o să intre cu roata în capcana asta, că asta e o altă capcană. Dacă ăla nu o să țină acolo și poc și a rămas cu roata acolo. Mai bine îl lăsați așa, liber, să vadă omul ce e acolo, sau îi băgați o creangă, băgați un brad, un brad, îi băgați, uite, băgați crengile alea, da? Crengile alea de acolo, dați micuțe alea. Băgați, uite, brazia, uite, brazia, uite, brazia care i-a tăiat, uite, brazia, îi băgați aici, ca să fie mai înalți, așa, înțelegeți? Așa se fac lucrări în România. Pune bradul aici, opa, are apa acolo, adică nu să usucă. Are apa aici, da? Ați văzut, are apă, uite, are apa aici, da? Are apă, brăduțul. Și crește mare și frumos în canalizării din România, de unde toată lumea este fericită, toată lumea și-a luat banii pe lucrări. Uite, da? Numai o operă de artă. Uite. Fraților, lucrări ca asta sunt în toată țara, fără nicio diferență. Distracții pe bani. Distracții pe bani. Publice, dacă sunt din fonduri sau nu din fonduri, tot sunt bani până la urmă, tot public sunt. Așa arată o lucrare de calitate care se face în localitatea Măgurele. Da? Deci, s-a săpat de două ori, nu mai repet, ați văzut conversația cu domnul care m-a întâlnit aici la colț și a explicat destul de bine cum s-au făcut lucrările. Ia uitați cum trece camionul ăsta. E, că nu mai am timp să prind. El n-are cum să... E obligat să treacă pe acolo prin... Uite. A evitat, a avut loc. Dar dacă se întâlnesc două autoturisme sau e ceva noapte, n-are de unde să vadă. N-are de unde să vadă și automat intră cu roata în canalizarea acolo. Iarăși poliția locală în acțiune. Domnilor, sunt deșeuri pe strada Perilor. Băi, de mașini, dezmembrări, tot ce vreți. Nu știu unde umblați, patrulați. Da, când verificați? Că ce e acolo e teroare, adică nu... Da, tot fără centru să umblați. Da. Verifică, ei sunt acum la verificări. Merg chiar acolo să duc acum. Până acum n-au avut treabă. N-au mă treabă, mă, nici nu semnalizează fără centură. Ce să le cer, mă? Polițiști locali. Deci chiar aici, lângă, da? Lângă poliții și lângă primării, lângă poliții, da? S-au vândut condurile astea de azi dimineață
așa, pe bandă rulantă. Ca să văd și eu dacă anunțul ăla care l-are acolo cu, da, cu ANAF-ul și cu banul, dacă este valabil. Dați și mie un de ăsta, un pateu. Un pateu cu brânză. De ăsta, de ăsta, de ăsta. Așa, de ăsta. Cred că s-a întărit, da. E bun și așa. E bun și așa, mănânc și așa. Cât este? 3? 3 ani și mi-ați dat 7. V-am dat bine, 10, da? Da, da, de asta că nu știam. O fi bun, s-o fi mai... Este bun, că nu este. E bun, nu? Am văzut că veniți de azi dimineața aici, păi, marfă. De asta, să nu cumva să pățești ceva, înțelegeți? De asta v-am întrebat. Adică e bun. Dar în cazul în care pățești ceva sau am vreo intoxicație alimentară? Sau... N-am cum, nu? A, e proaspăt, da? Îmi garantați dumneavoastră. A. Dacă nu pot să am vreo indigestie sau ceva, sau, nu. Este garantat, nu? Și dacă e să mă duc să vă reclam la ăștia că mi-a fost rău, unde mă duc? Da? Bine, da. Poftiți dacă... Autocogen. Casa de marcat oare pentru decor, ia cu alea, uite, uitați acolo, aia neagră, dar e pentru decor este. Ca lumea, mulțumită. Auziți, din 5 kg de făină, din 5 kg de coctă de asta, câți bani faceți? Vreau să-mi fac și eu o patiserie de asta. Nu știți. Aveți și poliția lângă dumneavoastră aici. Așa e, domn. Mai vin și dân și să mai cumpere de la dumneavoastră sau? Dar poliția vine și mai cumpără, nu? Din când în când. Nu știți. Păi nu i-ați servit și pe dânsii. Da? Da, nu, e... Eu, ce curățenie aveți acolo, cu scurgeri pe ăla, pe... Cu torul ăla, sau ce e acolo. Eu, uite cum scurgeri acolo. E. Asta ce este aici, aparatul ăsta? Aparatul ăsta de aici, ăla negru. Pentru ce îl țineți acolo? E pentru decor? Da. Și merge sau e numai așa? Ca cum erau telefoanele aia pe timpul care se țineau așa pentru decor și hopa, când suna cineva, hello? Ia, arătați-mi și mie cum merge. Că vreau să văd și eu. Văd că stă pe loc și de asta. De obicei desfuncționează. Ca să vă vadă lumea că sunteți cinstiți. Corect, dați bonul la clienți, faceți bani cu coca cât vreți voi, adică nu aveți voi treabă, aduceți un sac de făină, băgați aici, vindeți, pe ăștia de la poliție, pe aia de la din sistemul, da, am văzut că ați dat, da, de-aia v-am și filmat aici, adică am văzut că ați dat toată lumea, așa, doamnă, așa, 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 ia uite ce bine că mi-a dat și mie bon. Pot să dau liniștit acum. Da. Să vă fie rușine, sunteți chiar lângă poliție aici, în centru localității
Și n-aveți voi, mă, treabă, mă, vă brăznicia evazioniștilor, atâtea-i sconte alarmante, mă. N-au ei treabă că mai plătești și noi, doctori, asistenți, șosele, infrastructuri. N-au, mă, evazioniști, mă, evaziuni fiscală. Ăsta nu știu cât o fi de bun, dar, mă rog, o să dau la un cățel. Da, mă, lângă poliție aici, nu v-am spus, ei sunt, uite. Acolo e poliția, uite, la doi pași. Ce să le faci? Șmecheri, șmecheri, evazioniști. Ia uite ce curăție, ce curăție e acolo. Ca să vedeți așa, da, cum arată o operă de artă. Da, fac poze. Vrei să mănânci? Vrei să mănânci? Ia de cu alea, mă, dacă vrei. Ia, mă, și mănâncă, de ce dacă... Da, așa, uite. Ce faci? Stai pe aici sau ce? A, și ți-e și foame, ce și asta. Vrei să bei ceva? Se seti? Nu, nu. Nu mi-e seti. Dar de ce ai venit? Eu ia bunuiul. A, tu, deci tu nu vrei să mănânci, ți-am dat geaba, că văd că strânge, nu știu ce-i faci. Sau ești învățat cu punga, cu... Nu, mănânc. A, da? Că de obicei se făcea așa la punga aia cu prelandez. Mănânc mai târziu. Făceai așa? Da, asta, să nu-ți fie rămas instinctul dacă ai umblat cu punga. Dacă, dacă, că nu știu ce ai făcut. Ia uite, bă, ce conform e aici, mă, patiseria asta. Ce patiserie conform, mă, în centru, mă. Uitați și mie, bă, niște pixe, că nu mai am pix, nu mai am ce să mai scriu reclamație. A rămas fără pixul. Dați-mi și niște pixuri de astea, doamne. Ăla, ăla, așa. Dați-mi două, cinci, dați-mi, cinci. Cinci pixuri. Da. Și mai dați-mi și mie de la de șters pe jos. De la, da, 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 de la, de la, de la, da, da, da. Așa și mai dați-mi, gata, deocamdată atât că... Nu prea am bani. Țineți 10 și cu 10, 20. Așa. Așa, da, nu știu. 2. 20. Da. Aveți mărfuri serioase aici, nu? Adică sunteți aprovizionați bine. Nu avem chiar tot, dar avem mașini, da? General. Nu uite, bani la tante acolo. Ați făcut ca lumea și astăzi ați mai păcărit o zi. Mm. Da? Cred că m-a păcărit ea pe mine, că am mai îmbătrânit o zi. Oh. Da. Ia mai dați și mie un obiect de ăsta, un cate de ăsta. Mai facem o încercare. Uite. Luați aici. Unde ăsta? Ăsta cu roșu. Ăla, ăla, ăla. Așa. Uite, mi-a luat și cater. Așa, gata, doamnă. Trăiască Republica Socialistă România. Era bine pe vremea lui Ceaușescu? În unele privințe. În rest, da? Chestia comunicarea era criminal. Alergați. Bună ziua. Nu muream de foame, dar... Și tot așa învârteați banii pe degete atunci? Sau vă luai... Mai mult. Mai mult. Oh, dar nu vinea ilicitul? Păi la ușă? Ce? Aici, la noi? Acum nu, că e poliția aceea, sunteți în centru, nu, îi știu pe oamenii ăștia, sunt oameni serioși. Nu. Nici atunci? Nu. Aha. Atunci aveam saș de bani. Și tot așa făceați, ca și acum, sau? Nu, munceam, bine, aveam și servici, dar munceam și în agricultură. Ia uite, îi puneți pe... Pe așa trebuie spuși, aha, să-i predai.
Îi predați la patron sau unde? Sau dumneavoastră sunteți patroana? Nu. Ah, deci aveți noi patron. Suntem cooperați. Suntem înființați din 1938, am întreprindere. Mamă. Și de atunci până acum faceți evaziune fiscală sau numai acum faceți, ați început să... N-am făcut niciodată. N-ați făcut, nu? Nu faceți evaziune fiscală, nu? Orice și un vârf d'ac, da? Aici este cu act preț. Opa. Act preț. A, deci nu aveți nicio șansă să dați greș. Da? Dar da, ce, asta cine a pus astea aici? Hârtiile astea? Păi nu, am fost obligați prin lege. Prin lege? Ia uite că vă rugăm, ia uite cu banii, cu astea. Astea ce mai sunt astea, domnule? Pentru ce le mai puneți acolo? Pentru clienții care nu știu. A, care nu știu, da, a, bine. A, și care știu, ce faceți cu ei? Tot așa, da? Și aia, ce este acolo asta? Casa de marcat. Și pentru ce? Pentru decor sau? Pentru decor, e pentru bonuri, le bați. A, arată... și bătesc bonuri acolo? Da. Aha, ca la jocuri mecanice bătesc. Da, nu am jucat niciodată. Ia jucați, doamne, la un joc, păi să vă văd și cum. Și banii cine îi pune dacă e lipsă din casă? Și cum să fie lipsă din casă? Păi este. Dacă bați aici, spre exemplu, da, un leu și eu nu-l pun leu din buzunar, da, ies lipsa la casă. Și banii aia care vi-am dat eu, pe care buzunare ați băgat? Pe aia, că n-am buzunare. Unde? Pe aia unde? La cine? Și dacă vine acum, uite, domnul inspector, că e afară de la ANAF, uite, o să-i fac semn să vină să vadă că nu mi-ați dat bonuri. A, da, le vreți, îți le dau. Ce e ăla? Ăla cu e acolo bonul ăla? Că ăla era acolo de când l-aveați pregătit. Da? Păi mine mi-a stat niciun bun. A, cu e ăla? Cine? Ce-a bătut acolo? Ia, dar să vedem. Atășit, am bătut. Ce atășit? Dar nu, că nu mi l-ați dat mie. Și ăsta este, ia uitați la ce oră, 15 și 16. Deci ceasul este 16-17 aproape. Acum e 15-32. Da, și noi stăm de vorbă de... Jumătate de oră. 10 minute. Noi ăsta ați bătut la cineva și nu 9 lei, aștept șef, eu ăsta puteți să-și aruncați ce este acolo. Dar l-ați avut ca să fie acoare. Înțelegeți? Nu e mamă așa, că sunt buni. Uite, dar nu le ia clientul. Lasă bre, că nu le ia clientul, le arunci. E treaba matare ce faci, dar nu mai înțeles. Înțelegi dumneata? Dați-mi și mie bonuri la ce-am cumpărat. Mie nu mai știți ce-am cumpărat. E, da? Nu. Cum să nu? Deci cât a fost, puneți acolo toate produsele. Domnul inspector, veniți să vedeți aici cum se face evaziune fiscală. Uite, domnul e acolo, la, în parc, acolo, uite. Veniți să vedeți pe doamna cum face evaziune fiscală și nu vrea să-mi dea bonuri. Nici nu știi, acum să gândești că nu mai știi ce să bată codul pe produse. Nu mai știți. Nu știți. Trebuie să luați caietul. Vă spun, luați caietul să vă uitați pe codul. Dar nu iau caietul, mami. De ce să iau? Păi dacă nu știți codul. Păi ce este obligatoriu? Păi deja bonul l-a scos. Să știi. Păi i-am scos un bon de tot. N-am scos pe amândouă. Păi cum? Numai două produse am luat eu? De. Trei am luat. Ce ai luat trei? Păi am luat 5 pixuri. Am luat ăsta cu așa, Asevi și cu caterul. Nu trei lucruri. Da. Aoleu, doamnă. Domnul inspector, faceți doamnă semn să vină încoa. Alo, ANAF-ul, poliția economică. No, poliția v-a vizitat vreodată? Cum să nu vii? Da? Sunt vecine aici cu dumneavoastră. Care? Aveți un respect deosebit față de poliție. Am văzut cum lucrați. Lângă dumneavoastră aici nu-i poliție, nu sunteți din centru orașului, că dacă i-a spus domnului că e o comună, zice, s-a supărat pe mine, păi domnul de la primărie. Este. O, știți ce rău făcea domnul de la primărie la mine? Domnul care nu prea avea păr în cap, așa? Era mai chercherit? Că cum, domnule, că ce comună, că ăsta e oraș? A, oraș cu un singur magazin? Dar câte străzi sunt asfaltate? Că numai praf am văzut peste tot, deci m-am speriat, mi-a intrat praf și în gură. Ce? Gata? Cât este aici? Ai două produse. Asevi și... Păi și pixurile? Păi ți le-am pus ca valoare cu Asevi, mami, că e 13 lei și cu 5 lei, da? Pixul. 18 lei. Dar de ce faceți evaziune fiscală? A, nu, că nu fac. Uite, domnul inspector acolo, afară. Și ce dacă este? Să vină în față. Da, o să vină, dar nu acum, mai aveți puțin răbdare, da? Da. Așa, dați-i continuare cu evaziunea fiscală, că restul banii și astea la buget...
Ne dă americanii, ăștia care sunt plecați de 20 de ani, care ai trimis bani și țara asta nu-și mai revine niciodată, pentru că noi ne împrumutăm tot din pensii și salariile, dar nu avem PIB-ul ca să ne permite din produsul nostru intern brut și din taxele care le strângem să plătim toate chestiile astea. Nu avem de unde, că dacă e evaziunea la 90%, 90% să faci evaziunea în România, adică undeva la 10% să mai adună la un oală aia acolo. Da. Mă, profesionism, băi, frate. Dați-mi și mie, dacă vreți, o Coca-Cola de acolo, la dos. Și o apă de asta, la care aduc acolo, aia la jumătate. Și apa aia. M-am uitat, nu mai pot. Am schimbat țigările. Cine m-a fi pus pe mine să schimb țigările? Uitați aici, dați-mi și două țigări. Nu dau. A, nu dați apucat, asta mai bine. Abia nu mai fumez. Ia uite ce m-am aglomerat cu toate. Gata, toată lumea e pe treabă aici, treabă serioasă, nu? Uite. Da? I-aș pune pe domnii de la Poliția Economică de ANAF să-și ia salariile de aici, să deducă din impozitul ăsta. Da, de aici să deducă. Da, domn. Numai necazuri am pățit, m-am citat cu toată lumea astăzi. Numai necazuri am pățit. Uite unde-i poliția. Uite acolo e poliția. Uite acolo este. Da? Acolo este poliția. Exact aici, la câțiva pași. Uite acolo e poliția. Da, lângă ei, aici. N-am o treabă. Da. Au zis să dați și mie bonul, că am uitat să... Adică dumneavoastră nu prea... Adică sunteți o evazionistă, înțelegeți? Da, nu, dar v-am spus ce faceți aici, adică știți. A, nu faceți. Băteți, când băteți? Noaptea, în somn. A, v-ați văzut acolo și l-ați pregătit. Ia uite, mă, doamna, mă, evazionista, mă, cum faci, mă, lucrurile. Că m-a văzut că filmez și când am ieșit afară, opa, ce s-a gândit ea? Restul să, bonul să dă o dată cu restul. Dacă nu, dai înseamnă că ești evazionist, punct. Restul-s povești.